Cod roșu de inundații în Franța. Mai multe regiuni din sudul țării au fost lovite de vijelii și ploi torențiale. Asupra departamentului Hérault s-a dezlănțuit un adevărat potop. Mașinile au fost luate de ape, zeci de case inundate, iar mai mulți oameni au rămas fără agoniseala de o viață. În sudul Franței, precipitațiile au transformat unele străzi în cascade. Puhoaiele de apă au spart asfaltul și au luat pe sus mașinile locuitorilor francezi. Regardez l'eau jusqu'où elle est montée. Je venais de vendre une maison, j'avais tous les meubles qui étaient stockés. Alors vous voyez ce que ça donne? În vest, satul Lunas a fost și el parțial inundat. Pompierii nu au mai făcut față, așa încât locatarii au fost nevoiți să se ajute între ei. Et bien, l'âge de la voisine a récupéré ce que le père récupérait et tout le reste part la discharge. Acoperișurile caselor au fost ciuruite de puterea apelor și zeci de mașini au fost distruse. Oamenii stau acum cu teama noilor avertizări de vreme severă.